Salutare și bună dimineața, sunt John de la Expert Crypto. Suntem în 14 martie și vom face o analiză a pieței. Vom discuta despre câteva chestii interesante. Vom face o analiză pe Bitcoin, dar mai mult de atât vreau să vă arăt un indicator tehnic pe care eu îl folosesc mereu, unul dintre indicatorii tehnici pe care îl folosesc mereu pe analiza TradingView, pentru a înțelege evoluția pieței. O să arăt din când în când câte un mic truc. Voi arăta acest indicator spre finalul filmării. Și avem Fear and Greed Indexul astăzi 23, Extremely Fear. Este absolut normal, având în vedere ce se întâmplă pe piața cripto. Mai sunt câteva zile și vom vedea cu cât vor majora, dacă o vor face cei de la Fed, rata dobânzilor. Iar până se va stabili acest aspect foarte clar și până se va stabili dacă războiul va continua sau nu, cred că Bitcoin va sta aici între suport și rezistență, după care cred eu că va face acea mișcare așteptată de toată lumea și anume va forma acest triple top, așa cum noi spunem și anticipăm că îl va face de la începutul acestei corecții, pentru că așa cum vedeți, pe o analiză pe daily, pe macro, Bitcoin fluctuează și practic se consolidează între suport și rezistență. Suntem pe daily pentru că aici avem nevoie să înțelegem cât de cât analiza, dar trebuie să înțelegeți ceva. Suntem încă în bear market atât timp cât pe daily nu urcăm peste 200 moving average. Ne uităm pe Coin360 și găsim Bitcoin la 39.000, Ethereum 2591 și restul altcoinurile cam pe roșu. Altcoinurilor, cer scuze. Este luni dimineață, de-abia s-a deschis bursa și probabil că va fi un mic spike astăzi. Dar așa cum am spus, nu trebuie să ne facem griji foarte mari din punctul meu de vedere, pentru că mai de demult am spus mereu, în istorie Bitcoin nu a făcut niciodată un lower mai jos decât anteriorul. Deci nu cred că vom vedea Bitcoin la 27.000, indiferent de situație. Nu uitați că cei mai mari investitori care acum 4-5 ani erau sau duceau o politică împotriva cryptocurrency, a investit în aceste perioade. Deci, în ultimul an, JP Morgan, Evergrande și mulți alți investitori private sau companii au investit în Bitcoin și vor să facă profit foarte mare. Ceea ce trebuie să faceți este să așteptați. Dar nu uitați, trebuie să investiți și în proiecte bune, pentru că atunci așteptarea va fi în zadar. Așa cum vedeți, Bitcoin stă în acest pattern, să zic așa, teoretic ascendent și cred că este doar o chestiune de timp până când îl va rupe. Suntem pe daily. Dacă ne uităm pe weekly, vom vedea că Bitcoin a închis cu o candelă verde, ceea ce este extrem de important. Deci este absolut perfect faptul că Bitcoin a închis săptămâna pe verde. Bun, așa cum am spus, deci aici suntem, practic începe să formăm, cred eu, al treilea shoulder. Va mai dura, dar avem nevoie de un singur lucru care încă nu îl avem și anume volum. Deci ca să începem să urcăm, o să avem nevoie să vedem ceva volum, pentru că momentan, așa cum vedeți, volumul este în continuă scădere. Totul depinde și de acest blestemat de război. Haideți să vă arăt un indicator tehnic care eu îl iau în considerare de câte ori fac o analiză. Am 21 de indicatori care îi folosesc. Vreau să vă arăt astăzi unul relativ foarte interesant. Și ca să încercați și voi să vă faceți propriul research, vă recomand să deschideți TradingView. Mergeți aici jos la Community Scripts și dați aici la Top. Acestea sunt care le folosesc eu. Primul din indicatorii care îl folosesc și probabil cel mai popular între trader, care vă poate indica când să ieșiți și când să intrați pe un short,
și are 78.222 de like-uri, este Squeeze Momentum Indicator, Lazy Bear. Aplicând acest indicator, foarte mulți nu veți înțelege foarte multe chestii, dar indicatorul este unul extrem de important și o să vă arăt și de ce. Bun. Este foarte acurat și precis în primul rând. Da? Și așa cum vedeți, găsiți acești, să-i numim munți, da? Sunt mountains și inverted mountains. Aici îi găsiți, o să mut un pic mai sus ca să înțelegeți. Ok? Bun. Aici vedeți aceste linii verzi mai aprofundate, aceste linii verzi, și aici aceste linii verzi sunt un pic mai light. Eu le numesc light open și dark green lines. Bun, ce ne indică faptul? Când aceste linii încep să se formeze, este un semnal că piața urcă, exact cum vedeți aici, da? Și de aici începeți să vă dați seama cam până unde va urca și când trebuie să ieșiți. Aceste linii mai deschise, mai negricioase, sunt un good buy signal. Cu cât coboară, ne putem aștepta ca piața să scadă, așa cum s-a întâmplat și aici. La fel și pe roșu. Dacă vedeți aici cu roșu, aceste linii dark lane ne arată când piața coboară foarte mult și ar fi trebuit să ieșim undeva aici, iar aceste linii mai negricioase, să zic așa, sunt indicatori care ne arată faptul că ar trebui să cumpărăm. Dar mai sunt și aceste fake-uri. Da? Ca să ieșim din aceste false signal, să zic așa, ne mergem aici la setări. Și ne uităm la aici, KC Lake, și îl schimbăm de la 20 la 30. Și așa cum ați văzut, au dispărut aceste fake-uri. De aceea chartul este clear. Da? Indicatorul mai este numit Lazy Bear, am spus. Și mutați deci KC Lake de la 20 la 30 și veți obține o imagine pe ansamblu mult mai clară. Ok? Bun. Cam atât pentru indicatorul de astăzi. Voi reveni cu unul în zilele următoare. Unul dintre indicatorii care folosesc zilnic la analiză tehnică. Dar luați în calcul faptul că analiza tehnică este undeva 25% din totalul indicatorilor sau indicilor care vă pot duce să luați o analiză corectă per total și de ansamblu. Dacă ne uităm aici și vom vedea că Bitcoin trebuie să urcăm neapărat în aceste zile undeva la 44.700, așa cum am spus de demult, pentru a putea să luăm în considerare un semnal bullish. Atâta timp cât Bitcoin stă în acest tipar între suport și rezistență, eu îl numesc de consolidare și cred că este doar o chestiune de timp până când Bitcoin va retesta 52 și apoi 56 de mii. Cam atât pentru astăzi. Vă pupă John, toate cele bune, să ne auzim cu bine.